În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Preacucernici părinți vicari, preoți diaconi, dragi seminariști, cuvioase surori, iubiți frați și surori în Hristos, duminica de astăzi, în Biserica Catolică, este dedicată Cuvântului Dumnezeu, Evangheliei. Și Sfântul Părinte Papa Francisc a dorit să dedice această duminică în fiecare an Cuvântului Dumnezeu pentru a ne aduce aminte de bogățiile pe care le avem în biserică și pe lângă care de multe ori trecem fără să ne dăm seama, fără să le remarcăm cu adevărat. Sfânta Liturghie, pe care noi o celebrăm zilnic, împreună de multe ori în duminici și sărbători, în felul acesta, pune deja în lumină Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, într-un mod cu totul aparte. Știți bine că la începutul Sfintei Liturghii, după cele treiectenii, există un moment în care preoții ies în procesiune, dar nu ies ei, de fapt, în procesiune, ci aduc în procesiune Cuvântul lui Dumnezeu. Diaconul, dacă este, sau preotul, merge în față, ridicând în văzul tuturor credincioșilor Sfânta Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, biserica încearcă să ne spună că ceva cu adevărat important se pregătește. Și momentul acesta în care noi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, am ascultat Apostolul, am ascultat Sfânta Evanghelie și ascultăm predica acum, este pregătit de această ieșire solemnă cu Sfânta Evanghelie. De asemenea, puteți remarca, Sfânta Evanghelie, cartea, este îmbrăcată frumos. Este aurită sau argintată și în felul acesta, biserica din nou încearcă să ne spună că ceva prețios este în interior. Prețiozitatea de afară ne vorbește de ceea ce este în interior. Așa cum, de exemplu, un relicvar este împodobit frumos, aurit sau argintat sau cu pietre prețioase pentru a ne spune că în interior există ceva cu adevărat important din punct de vedere spiritual. Așa este și cu biserica. O împodobim pentru a înțelege că este casa lui Dumnezeu, pentru a ne ajuta să intrăm în această logică. Și de aceea Biserica Catolică și Sfântul Părinte Papa Francisc a dorit ca această a treia duminică din an să fie dedicată Cuvântului lui Dumnezeu. Noi ne hrănim la fiecare Sfântă Liturghie cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu și de aceea cred că este important să ne aducem aminte în continuu, fiindcă riscăm, dacă nu, să intrăm într-un soi de rutină în care facem lucrurile, le celebrăm, participăm, dar fără să le trăim cu adevărat, la adevărata măsură pe care Dumnezeu ne-o dăruiește. Cuvântul lui Dumnezeu îl ascultăm de multe ori, îl citim acasă, în familie sau singuri și ne vorbește despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut și le face pentru noi. Evanghelie înseamnă veste bună. Și aceasta este diferența esențială între Noul Testament și Vechiul Testament, între Evanghelie și lege. Faptul că legea Vechiului Testament spunea oamenilor ce trebuie să facă pentru Dumnezeu, ce legi trebuie să respecte, cum trebuie să le respecte. În schimb, Evanghelia ne spune lucrurile minunate pe care Dumnezeu le face pentru noi. Deci nu mai e zona și spațiul lucrurilor pe care noi le facem pentru Dumnezeu, ci Evanghelia ne spune câte lucruri minunate a făcut Dumnezeu pentru noi și face în continuare. Și sigur că noi, trăindu-ne viața noastră de creștini, de fapt intrăm doar în acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Suntem fii și fiicele lui Dumnezeu, suntem prinți și prințese în împărăția cerurilor. Și ne comportăm ca atare, fiindcă am primit acest dar. Nu ne comportăm ca să primim darul. Dumnezeu ne-a precedat în iubirea Lui. Ne-a dăruit absolut totul. În Fiul Său unul născut. Și Sfânta Scriptură, vorbindu-ne despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut, ne spune că același Dumnezeu face aceleași lucruri minunate și astăzi pentru noi. Haideți să vedem, de exemplu, citind Evanghelia de astăzi, în ce fel ne vorbește despre viața noastră de zi cu zi, despre viața noastră obișnuită. Și în ce fel înțelegem că Dumnezeu lucrează acum, aici, în viețile noastre, așa cum sunt.
Nu doar când vedem lumini pe cer sau când vedem miracole și vindecări și șchiopi care încep să meargă sau ochi care încep să vadă. Sigur că acelea sunt lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le face. Dar lucruri extraordinare Dumnezeu face și în viața noastră în fiecare clipă. Este prezent în viața noastră și este astăzi aici. Iisus ne-o spune, iată, eu sunt cu voi în fiecare clipă. Fiecare clipă când suntem aici sau în viața noastră, Iisus este la ușa inimii noastre. Și așteaptă, fiindcă depinde de noi dacă deschidem sau nu. Evanghelia, de câte ori o ascultăm, cuvântul lui Dumnezeu, ne invită să deschidem această ușă. În ce fel Evanghelia de astăzi ne vorbește despre noi? În primul rând, cu toții suntem așezați în bănci și chiar dacă nu suntem în copaci ca Zaheu, suntem în lemnul provenit din copaci. Și de ce suntem așezați în bănci? De ce am venit la acest copac minunat care este biserica? Ca să-L vedem mai bine pe Iisus. Și mai mult decât atât, să ne facem văzuți de către El. Ieșim din viețile noastre, din mulțimea care ne înconjoară peste săptămână și încercăm să venim la biserică pentru a-L vedea pe Iisus. De multe ori mulțimea ne împresoară și cumva blochează vederea noastră. Lumea în care trăim încearcă să blocheze vederea noastră, să nu-L mai vedem pe Dumnezeu, ci să vedem zumzetul și aglomerația și viteza cu care se mișcă lucrurile în ziua de astăzi. Și Zaheu este împiedicat de mulțime să-L vadă pe Iisus. Și se urcă într-un copac. Asta facem și noi. Am venit la biserică pentru a-L vedea mai bine pe Iisus. Și la fel ca Zaheu, avem și noi o surpriză. Zaheu încearcă să urce într-un copac pentru a-L vedea pe Iisus și de fapt Iisus, ajungând la copac, îi spune pe nume. Îi spune: Zaheu, dă-te jos. Cât de mare trebuie să fi fost surpriza lui Zaheu să vadă nu doar privirea lui Hristos care îl vede în copac, ci să vadă că Iisus îl cunoaște foarte bine, îi cunoaște numele, nu s-au prezentat niciodată. Dar Dumnezeu nu are nevoie ca noi să ne prezentăm, fiindcă El ne-a creat pe fiecare dintre noi. El ne-a dăruit tot ceea ce avem în viața noastră. Așa că ne cunoaște mult mai bine decât ne cunoaștem noi. Ne cunoaște din pântecele mamei noastre. Și aceasta este surpriza lui Zaheu și aceasta este și surpriza noastră. Că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi pe nume. Nu ne vede ca și masă, ca și biserică, credincioșii de la catedrală. Și ne cunoaște pe fiecare dintre noi, cei care stăm în bănci. Și pe fiecare dintre noi ne invită să coborâm din înălțimile noastre și să ne spună că, de fapt, Iisus vrea să stea cu noi, să stea în casa noastră. Și casa noastră, bineînțeles, în primul rând, este sufletul nostru. Dar, ca și în cazul lui Zaheu, Iisus are nevoie de încuvințarea noastră. Iisus nu intră niciodată cu forța în casele noastre. Și surpriza mare pentru Zaheu, o altă surpriză și pentru cei de lângă el, este că Iisus intră în casa unui păcătos. Zaheu este mai marele vameșilor și vameșii nu aveau o reputație foarte bună atunci. Mai mult, celor pioși, celor care respectau legea lui Dumnezeu, le era interzis să intre în contact cu astfel de oameni, care vedem la sfârșitul Evangheliei că furau, luau de la alții și de aceea un evreu credincios nu avea voie să aibă niciun contact cu un astfel de om. Dar Iisus, unui astfel de om, îi spune: Zaheu, coboară, fiindcă astăzi vreau să intru, să rămân în casa ta. Și asta ne spune Iisus și nouă. De fiecare dată, în momentele în care privirile noastre se întrepătrund, se întâlnesc. Și unul din momentele privilegiate pentru astfel de întâlnire de priviri este Sfânta Liturghie. Aici venim să-i cerem ajutorul lui Iisus. Iisus ne vede, ne cunoaște pe nume, ne știe cu păcatele noastre, că într-un fel sau altul toți suntem vameși, fiindcă ne îndepărtăm prin păcatele noastre de cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, ne cunoaște în fiecare slăbiciunile noastre și păcatele noastre. Și cumva ne-am simțit, și pe bună dreptate, suntem nevrednici de Iisus. Dar Iisus ne spune: coboară, fiindcă astăzi vreau să vin în casa ta. Ce se întâmplă când Iisus intră în casa lui Zaheu și ce se întâmplă când Iisus intră în casa noastră?
când îi dăm voie să intre în casa noastră. Se întâmplă o minune. Fiindcă Zaheu, întâlnindu-L pe Iisus, își schimbă viața. Deși cei care văd scena cârcotesc, cum poate Iisus să intre la un astfel de păcătos, cum să stea la masă cu un astfel de păcătos, Zaheu își schimbă viața. Și Zaheu spune tuturor, stând în fața Domnului, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. În acel moment, când Zaheu vorbește de schimbarea vieții lui, doar atunci Iisus spune, asta s-a făcut mântuire casei acesteia. Și este extrem de important să înțelegem acest lucru, fiindcă de multe ori îl vedem pe Iisus în prezența păcătoșilor. Și am putea spune, nu contează ce viață ai, fiindcă Iisus oricum stă cu tine. Iisus stă într-adevăr cu fiecare dintre noi. Dar nu fiindcă suntem păcătoși. Nu fiindcă ne încurajează să rămânem așa cum suntem, ci pentru a ne invita la o schimbare, la o convertire. Este primul anunț, primul mesaj pe care Iisus îl are. Convertiți-vă, schimbați-vă viața, pocăiți-vă, fiindcă s-a apropiat împărăția cerurilor. Și aceasta este și logica pentru care Iisus se apropie de păcătoși și pentru care biserica se apropie de păcătoși. Nimeni nu este exclus de la împărăția cerurilor. Dar fiecare dintre noi avem și o responsabilitate. Sigur că e o responsabilitate care se întinde pe întreaga noastră viață. Niciodată nu putem spune, eu astăzi m-am convertit definitiv, nu mai am nimic de schimbat în viața mea până la sfârșit. În fiecare întâlnire, ca și cea de astăzi, la Sfânta Liturghie, Iisus ne cunoaște pe nume, ne știe cu păcatele și cu slăbiciunile și cu părțile noastre bune, ne spune că vrea să intre în casa sufletului nostru, în casa noastră, și ne invită la convertire. Doar întâlnirea cu această iubire a lui Dumnezeu poate cu adevărat să provoace convertirea. Gândiți-vă la momentul în care Petru îl trădează pe Iisus, în fața unei slujnice, și momentul în care privirile lor se întâlnesc. Este exact ca și întâlnirea din Evanghelia de astăzi. Petru îl privește, Iisus îl privește, și Petru vede acea iubire neschimbată a lui Dumnezeu și începe să plângă. Și acela e momentul în care Petru se convertește. Nu fiindcă se simte vinovat, fiindcă Iisus îi face cu degetul, ci fiindcă vede aceeași iubire din ochii lui Iisus ca și înainte. Iisus îl cunoaște și îl cunoștea și pe Petru, și înainte de trădare și după trădare. Dar iubirea lui Dumnezeu nu se schimbă. În schimb, reclamă schimbare. Și Petru, după ce Iisus îl reîntâlnește după înviere, de trei ori se leapădă, de trei ori îi mărturisește iubirea. Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și asta înseamnă convertire. Asta înseamnă adevărata convertire. Să trecem de la păcat la iubirea lui Dumnezeu. Este extrem de important în Evanghelia de astăzi un cuvânt. Astăzi. Iisus spune, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. De multe ori ne gândim la convertirea noastră ca la ceva ce se va întâmpla în viitor. Luni o să încep. Dar Iisus are nevoie de momentul prezent, fiindcă nu avem un alt moment. Noi acum îl întâlnim pe Dumnezeu sau nu îl întâlnim deloc. Degeaba ne gândim la trecut, la trecutul nostru, ce am făcut sau ce n-am făcut în trecut, fiindcă trecutul nu ne mai aparține, a plecat. Degeaba ne gândim la viitor, fiindcă viitorul nu ne aparține. Nu știm ce va fi mâine. Nu știm ce va fi săptămâna viitoare. Nu știm ce va fi luni. Singurul moment pe care îl avem pentru convertire, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru a întâlni privirea iubitoare a lui Dumnezeu, este astăzi. Astăzi s-a făcut mântuire. Și acest moment minunat în care Zaheu este în copac pentru a-L vedea pe Iisus, ne duce cu gândul la un alt moment. Momentul în care Iisus este pe lemnul crucii și tâlharul din dreapta beneficiază de aceeași privire iubitoare. De ce? Fiindcă recunoaște păcatul lui. Și Iisus îi spune din nou, astăzi vei fi cu mine în paradis. Extrem de important acest astăzi, iubiți credincioși. Fiindcă de cele mai multe ori ne petrecem viața între trecut și viitor.
Ne tot gândim, oare cum va fi mâine, oare ce să facem în plus, oare ce se va întâmpla cu războiul, oare ce se va întâmpla cu crizele de care auzim, sau de ce am făcut, de ce n-am făcut și așa mai departe. Și de fapt viața noastră trece în timp ce noi suntem ocupați ori să facem planuri de viitor, ori să plângem trecutul nostru. Dar nu ne trăim cu adevărat prezentul. Evanghelia ne invită să ne readucem aminte că astăzi se întâmplă lucrurile importante. Și cu Dumnezeu și între noi. Dacă avem de dăruit un zâmbet, astăzi să-l dăruim. Dacă avem o vorbă bună pentru cineva, astăzi să o dăruim. Dacă vrem să dăruim din timpul nostru unei persoane care are nevoie de ajutor și de susținere, astăzi să o facem. Astăzi este momentul mântuirii noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos! Spre viața de veci, spre tare păcatul, spre viața de veci, spre tare păcatul.
păcatul spre viață de veci. Se cuvine că Doamne să recusura spre iertarea păcatelor spre viață de veci. Se cuvine că rog Dumnezeu spre iertarea păcatelor spre viață. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.